Informația de ultimă oră, inamicul public numărul 1 al lui Putin, opozantul Alexei Navalny, a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Acesta se află deja după gratii în condiții extrem de dure de detenție. Jurnalistul Digi24, Andrei Negusiu, are detalii acum în direct. Andrei, te ascultăm. Bun găsit, Alexei Navalny a fost condamnat pentru ceea ce autoritățile ruse numesc întemeierea și finanțarea unei organizații extremiste, acuzații pe care el le-a respins de la început. Navalny deja execută o pedeapsă de 9 ani pentru condamnări anterioare, printre care fraudă și sfidarea curții. Aceste acuzații sunt văzute de organizațiile pentru drepturile omului și de națiunile occidentale drept motivate politic. El se află în închisoare din 2021, în condiții extreme de detenție, într-o colonie penală. De altfel, chiar acolo, pe un hol, a fost organizat acest simulacru de proces. Această colonie se află la 240 de kilometri est de Moscova și analiștii politici spun că organizarea procesului acolo cu siguranță a fost făcută pentru că autoritățile ruse au încercat să aibă o publicitate cât mai restrânsă la acest proces. Asta nu i-a împiedicat pe mai mulți susținători ai lui Navalny să călătorească până acolo și să stea la poarta închisorii în timp ce avea loc acest simulacru de proces, cum spuneam. Pe de altă parte, Navalny spune că este pregătit pentru un nou proces care va fi deschis pe numele său. De data aceasta va fi acuzat de terorism. Ca atare, cu siguranță, la fel ca procesul din prezent, se va termina cu o sentință. Navalny a scris un mesaj în afara închisorii prin care spune că toate aceste sentințe date pe numele său sunt menite să intimideze orice alte voci ale opoziției față de regimul lui Vladimir.